Hei, salut, sunt Amina, m-am gândit să fac în seara asta un scurt vlog. Salata mea preferată sunt ardei copți, salată de ardei copți. Și majoritatea românilor o știu și vreau să vă arăt cum prepar ardei copți pe plită electrică. Așa. Și urmează să-i curăț și să îi condimentez. Mi se pare o idee foarte faină. Am aflat-o de la o prietenă, cum să faci acasă, dacă nu vrei să faci foc în curte, la grătar, dacă nu ai aragaz, cum poți să faci ardei copți. Și cam de 10 ani, așa fac ardei copți. Și am avut cunoștințe care m-au întrebat, vai, dar cum să faci ardei copți dacă nu ai aragaz? Uite, așa, pe plita electrică direct. Mi se pare foarte tare. Ce ziceți? Cui plac ardei copți? Să iau lumânarea asta pentru că, deși mi-am găsit trepiedul, nu este aici la casă. O să folosesc lumânările pe bază de trepied. Am zis să încep în seara asta cu un vlog foarte casual. Să vă zic o chestie super comică. Am scris pe un comentariu pe comunitate pe YouTube și am zis să-mi lăsați niște întrebări că vreau să filmez în seara asta un Q&A și mă așteptam că o să-mi scrieți mulți întrebări și n-am niciun comentariu după 28 de minute, niciun comentariu, așa că în seara asta o să filmez vlogul acesta foarte casual și o să filmez încă un clip la care m-am gândit puțin mai târziu, dar am vrut foarte mult să fac și un Q&A, dacă tot mă apuc să filmez și îmi pun luminile și așa. Dar o să văd, poate am noroc și îmi scrieți comentarii mai târziu. Asta este, din păcate, dacă nu am mai postat pe comunitate, nu știu cum se face exact, community, nici nu știu cum se numește. Am postat o poză și o întrebare, un mesaj către voi și da, probabil că nu se mai folosește secțiunea aia pe YouTube, habar nu am, sau nu am mai postat eu consecvent de mult și nu mai arată YouTube-ul postările mele. În orice caz, fac acum o salată de ardei copți, copiii se joacă în cealaltă cameră și probabil că o să mă întrerupă, dar da, cam asta e și experimentez cu ceva. Am cumpărat lapte dintr-un sac din vecini și lapte nefiert și aici, da, am avut înainte iaurt cumpărat, dar am păstrat borcanul pentru că știam că o să cumpăr lapte din sat și am zis că o să fac și eu de mult timp cumpăr lapte din sat, dar nu totdeauna constant, când aveam timp mergeam să iau de la domnul respectiv, altă dată venea el să-l aducă acasă, dar uneori pur și simplu de lene luam de la supermarket, dar acum am luat și mi-am propus să nu îl fierb și să încerc niște rețete de iaurt foarte simple pe care le folosea și mama când locuiam la părinți înainte să mă căsătoresc. Și ce am făcut? Practic am pus laptele nefiert, crud, în borcane. Mi-am făcut curat în frigider și mi-am golit niște borcane de muștar mai vechi. Le-am spălat și mi-am pus lapte în borcanele din astea. Și smântâna mea preferată, am cumpărat mai multe borcănașe din smântâna mea preferată, o să vă arăt. Și am pus câte o lingură sau două de smântână în borcane și aștept să fermenteze. Și am mai pus un borcan pe care l-am avut. Eu am o manie să nu strâng lucruri. În copilărie, familia mea strângea foarte multe lucruri. De la plasă la borcane și alte chestii, ustensile de bucătărie și am o obsesie. Dacă nu le folosesc să le dau sau să le arunc dacă sunt stricate și trebuie să-mi propun să strâng borcane dacă vreau să fac vreun experiment de genul. Sper să-mi iasă. Da, ăsta l-am pus de mai mult timp deja și începe să se fac așa mai viscos. Sunt curioasă ce o să aibă. Am mai încercat stilul ăsta în mai de mult și știu că mi-au ieșit bune, dar am zis că vreau să încep să fac iaurt din ăsta pentru probiotice și să fac mai constant și să încerc să mă disciplinez să mănânc iaurt făcut din lapte nefiert. Bine, este de la sursă sigură, îl cunoaștem pe domnul acesta care ne vinde lapte. Laptele și totul e ok cu vacile dumnealui. Da. Nu o să intru în detalii, să
vă povestesc chestiile plictisitoare, motivele pentru care vreau să încerc rețetele astea, dar pe scurt e sănătos, e recomandat și am încercat să integrez chestii fermentate, natural, fără fierbere, fără opărire și fără conservanți, pe bază de apă și sare, gen murături, să-mi fac eu acasă, când am timp, din când în când, dar da, să le integrez în alimentația mea și am văzut o schimbare foarte mare în felul în care funcționează tot sistemul digestiv și da, ăsta e un tip, să faceți și voi research dacă aveți probleme cu, nu știu, cu dureri de stomac, cu orice ține de de digestie, vă provoc să căutați despre fermentation, despre natural probiotics by fermenting at home. Da, pe mine m-a ajutat foarte mult și numai așa un friendly tip pe care l-am descoperit, cred că prin 2017 și de atunci tot câte o mică schimbare din când în când, normal că am perioade în care cumpăr 100% murăturile, dar așa din când în când, când am chef, mă apucă să fac așa câte o chestie de relaxare în bucătărie și mai îmi cumpăr castraveți, îi feliez și îi pun cu apă cu sare, apă filtrată și cu sare fără iod de la farmacii naturiste. Puteți să comandați online, asta mi se pare genial, puteți să comandați de la farmaciile naturiste o grămadă de chestii din astea mai bio, la prețuri foarte bune. Pot să vă dau niște site-uri, Vitamix, Biosano, în orice caz căutați și puteți să vă luați și o grămadă din chestii pe care vi le luați normal din supermarket, să le luați alături de produsele naturiste, de pe site-ul de produse naturiste, gen semințe de in, ulei de in, pe care poate le luați normal din supermarket, le puteți comanda de pe farmacii naturiste, sarea, vă puteți comanda bicarbonatul, tot felul de chestii. În fine, ideea e că, da, uneori când am timp și vreau să mă relaxez, dai niște castraveți, când sunt la cumpărături, îmi cumpăr niște castraveți, extra îi feliez, îi pun cu apă filtrată cu sare fără iod, în borcan și în 3-4 zile am castraveți super delicioși, murați și mai mult decât atât, pentru că m-am mutat la casă și aici am loc, vreau să zic de ce că m-am mutat la casă, pentru că înainte locuiam la un apartament în care bucătăria era foarte mică și de-abia aveam loc să-mi țin câteva tigăi și oale în dulapuri, așa că îmi țineam o parte din ustensilele de bucătărie chiar în mobila din living, pentru că living-ul era la un loc de bucătărie și nu am prea avut aparate de bucătărie, plus că mie nu-mi prea place să gătesc, să zic, nu-mi plăcea, vreau să schimb chestia asta, să mai gătesc mai des decât o făceam înainte și nu mi-am permis ca spațiu și așa mă stresa ideea, nu știam unde să le mai pun, pentru că în living aveam un dulap imens în care aveam de la cărți, la ustensile de bucătărie, la borcane cu miere în anumite dulapuri, la haine, vă dați seama, inclusiv haine și într-un dulăper aveam și mașina de cusut, deci în living-ul ăla e fun fact, câte chestii se ascund eu. Da, și de când m-am mutat la casă, mi-am cumpărat o răzătoare manuală de feliat, chiar pot să vă arăt, pe care nu aș fi luat-o pentru că chiar ne aveam loc. Aveam o răzătoare normală, deci am așa o răzătoare în asta, am luat-o de la Lidl, foarte basic, mi-a convenit și că e neagră. Asta a fost un plus, oricum aș fi luat-o, dar nu mi-s dragi dacă culori țipătoare, chestiile de cătărie. Și văzând că o folosesc și chiar am pus castraveți la murat aici colo, după aia mi-am cumpărat un feliator electric, în care nu mă pun, pur și simplu îi introduc printr-un orificiu castraveții, ceapă, orice aș vrea să feliez și mi le feliază singur. Bun. Da, deci, vreau să vă împărtășesc așa niște chestii nice pe care le-am făcut și chiar m-a ajutat să fiu mai sănătoasă. Am redus cantitatea de carne, nu știu câți dintre voi mă urmăriți de demult, dar am avut o perioadă în care am încercat să mănânc vegan 6 zile din 7, iar în a 7 zi îmi permiteam să mănânc carne, ca să-mi fac un detox, când, în perioada când alăptam primul copil în 2017, atunci a început my healthy lifestyle journey pe partea de mâncare, să-mi revoluționez alimentația. Și pentru că am avut niște probleme cu primul meu băiat, îl alăptam și avea probleme de digestie, de tot felul, reflux și așa mai departe, am început să citesc tot felul de resurse pentru că n-am reușit cu medicamentele recomandate, prescrise de medici din mai multe locuri și atunci
ascultând chestia, mi-am dat seama că aș putea să fac o schimbare radicală în alimentație și, într-adevăr, după ce am devenit vegană, nu exagerez, după 3 zile, o prietenă de-a mea devenise vegană în perioada aia, Laura, te salut, Laura Coste. Laura și Vlad deveniseră vegani în perioada aia, de ceva timp deja era, și mi-a zis, băi, trebuie neapărat să încerci, măcar încearcă acum, poate în momentul potrivit, să vezi cum e și nu trebuie să te ții neapărat, dar vezi cum te simți și așa. Și după 3 zile, nu exagerez, băiatul meu nu a mai avut probleme cu constipația, el era alăptat exclusiv și nu a mai avut treabă nici cu refluxul. Vă zic, 100% a fost din alimentație în cazul meu, pentru că am încercat tot felul de chestii, siropuri, în fine, multe chestii am încercat. Și atunci am zis, bă, e serioasă treaba cu alimentația, mai serioasă decât aș fi crezut, mai serioasă decât mi-au spus alții sau decât i-aș fi crezut eu pe alții. Și da, am început să am grijă, normal că... A, da, la faza cu 6 zile din 7 vegan, am ținut-o, cred că vreo 6 luni, după care am rupt, am încercat și alte variante și acum, când vreau să fac detox-uri mai mari, o dau pe diete vegane, tot așa, cu mici excepții, pentru că altfel, de multe lucruri am reușit să le fac, multe stiluri de diete, pentru că mi-am permis portițe și excepții și nu am făcut dieta respectivă 100%. Și asta vă încurajez și pe voi, dacă vreodată vreți să faceți o schimbare în alimentație, faceți-o și permiteți-vă să mâncați și bucățica aia de ciocolată la care visați sau, habar n-am, poate un chips. Știu că multora le plac chipsuri și mie nu-mi plac chipsurile, dar am prieteni cărora nu le place ciocolata și eu pot să înțeleg. Ok. Da, și... da. De atunci mi-am dat seama cât de importantă e alimentația și, deși am perioade în care mănânc foarte sănătos, am și perioade în care îmi iau o grămadă de murături, de exemplu, din supermarket, pentru că pur și simplu îs perioade în care nu am cum să le fac pe toate și e mai important să mă concentrez pe ceva ce ține de lucru sau ce ține de familie și las chestiile astea, dar da, într-un scenariu perfect aș face totdeauna chestiile astea homemade. Da, revin. Vă dau Kinderul, dar vă înțelegeți de la jucărie? Cam nu am un Kinder acum. Vă înțelegeți? Da, cine o să aibă jucăria? Cine o să aibă jucăria? Am împărțit jucăria? Mică, ăla mică, așa mică. A, Kinder din ăla mic? Da, eu vreau un mare jucărie. Dar le împarți cu Yasmin, ok? Dar eu vreau să iau unul. Este unul la unul. Uite, un Kinder îl împărțiți. Nicolas, uite, fiți atenți la mine. Nicolas, desfă Kinderul și jumătate de ciocolată la Yasmin, jumătate la tine. Vrei un Kinder din ăsta, Yasmin? Sau din ăla de sus? Ia să că vine curierul. Din ăsta sau din ăla de sus? Da, ți-o dă Nicolas. Va asambla jucăria și... Ia fi, eu vreau să-mi desmă loc și mă loc, ok? Alo? Bună seara! Ia eu! Da, ați ajuns? Da, da, sunt acasă. Da, da. Bine, și... Ok, vine afară, la revedere. Un urs, mama, e tot un urs. Poftim? Tot un urs, un urs polar? Da, na, nu va bine. Un urs polar e acolo, la Lego City. I-am dat lui Marcus ciorap lungi de la Yasmin pentru că își dă jos șosetele și atât au tras de ei încât i-o lungit. Trage de ei să-i dea jos, dar el nu știe că astăzi mama a făcut o schemă. Astăzi mama a făcut o schemă și nu mai poate să-i dea jos și să umble în picioarele goale. Bebelinu. Și eu vreau un pic, una când mică ca Yasmin și o mai vreau la fel. Ce anume? Una din aia mică? Da. Ai împărțit Kinderul de ciocolată cu Yasmin? Da, ăla mare, l-am împărțit. Okay. La unul la și unul la mea, să-mi iau unul. Am pus să-mi iau coletul. Tocmai mi-am dat seama că am avut o boxă aici și era muzică pe fund, dar sper că nu îmi strică mini-vlogul meu. Deci muzica, dacă se aude, să știți că e de pe boxa aia. Sper că nu concurează cu mine. Da,
Dacă aveți întrebări și v-ar plăcea să fac un Q&A, lăsați-mi întrebările voastre aici în comentariile de la clip. Eu am mai filmat un Q&A cu întrebările pe care mi le-ați lăsat la clipurile mai vechi, la clipurile de la clipurile acelea dinainte să mă reapuc de YouTube și să fiu cât de cât constantă. Și da, dacă mai aveți și alte întrebări, nu știu, îmi place foarte mult, mi-e foarte simplu să filmezi un Q&A și vouă, în general, vă plac mult Q&A-urile și da, cred că este interesant. Mie îmi place foarte mult să urmăresc Q&A-uri și da, e așa un win-win. E simplu pentru mine să știu că sigur o să vă placă conținutul clipului. Și vă place și vouă, vi se pare interesant. Și da, ăsta așa curiozități, mi-e plac foarte mult chestiile, Q&A-urile în general. Așa că dacă aveți întrebări, orice, scrieți-mi și o să aleg întrebările cu cele mai multe like-uri. Da, și dacă vă place vreo întrebare, vă rog să-i dați like și care au mai multe like-uri, o să țin cont și o să răspund în special acelea. Mersi foarte mult că m-ați urmărit. Dacă vă place clipul ăsta, chiar contează foarte mult să-mi dați un like, ca YouTube să recomande clipul meu atunci când îl postez. Și da, să știu că vă place și o să mai filmez clipuri legere, casual, de genul din viața de zi cu zi. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit. Vă doresc să aveți o zi superbă.